Salut! Astăzi v-am pregătit o omletă țărănească cu slănină, cu șuncă, nebunie, nu altceva. Hai să vă arăt cum am făcut-o. A, uitați ce clisă frumoasă avem. Vedeți? Am tăiat o bucată. Facem o omletă țărănească cu slănină, cu șuncă, cu mai multe. Acum tăiem slănina. Să avem 2-3 bucăți. Tăiem acum slănina mărunt, bucățele, ca să o putem pune la prăjit în tigaie. Să fac așa rumenă și frumoasă. Doamne, ce bun e, cum merge cu țitul. Ia uitați. Ia uitați. Oa! Ne apucăm să facem ouăle. Un ou. Și al doilea ou. Acum punem sare și piper. Sare. Piper mai mare așa. Și începem să le batem. Batem bine ouăle. Adăugăm făină. Și le batem iară. Să le facem o facem foarte pufoasă această omletă. Așa o fac eu. Voi o faceți cum vreți. Dați-mi tag dacă ați făcut-o ca mine. Prin tigaia la încins și adăugăm o slănină să prăjească bine. Aluăm o șuncă, tăiem bucățele mai mărunte, să o băgăm în omletă. Tăiem bucățele mici, că se poate de mici, nici să nu ne tăiem degetele, că totuși ne mai trebuie. O băgăm aici în omletă, uite, bătută bine spumă, adăugăm aici. Deci cașcavalul și acum tăiem. Tăiem și câteva bucățele de ardei iute. Nu mult de tare, că ăsta e roșu și e grav. Ia uitați ce rumene și frumoase. Între timp am curățat și un usturoi, îl facem și pe ăsta mărunțel. Tăiem frumos, mărunt, și avem și usturoiul. Usturoiul și ardeiul băgăm aici în omletă. Cașcavalul rămâne pentru deasupra. Ia uitați aici. Super omletă cu șuncă și cașcaval. Și am pus omleta la făcut. Acum o lăsăm bine să se facă. Omleta. Ia uite. Și la foc mic. Am adăugat și cașcavalul și acum încep, o luăm încet. Eu am gustat deja din ea, n-am mai putut de poftă. Ia uitați aici. Ia uitați cum se întinde, ia uitați. Ia. 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 Mamă. Mamă, știți cum e? Ia uite, plină de carne și de slăină. Cu ceapă. Cu ardei de asta, nebunie. Pot să zic că e foarte bună. Și cam atâta. Urmăriți-mă pentru mai multe rețete. Hai noroc! Ne auzim data viitoare.